Preasfințitul Părinte Antonie și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, alături de un sobor de preoți și diaconi, au sfințit duminică 10 septembrie 2023 Biserica Parohiei Alexandru cel Bun Vlădeni, Protopopiatul Iașunu, județul Iași. Câteva sute de credincioși s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Biserica cu hramurile Sfântului Ierarh Spiridon și Sfinții Împărați Constantin și Elena din Parohia Alexandru cel Bun Vlădeni, Protopopiatul Iașunu, județul Iași, a fost sfințită duminică 10 septembrie 2023. Slujba de târnosire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Cei doi ierarhi au fost întâmpinați în fața locașului de închinăciune cu pâine și sare, așezate pe prosoape tradiționale. Părinții episcopi au binecuvântat apoi mulțimea cu Sfânta Cruce, iar apoi s-a dat binecuvântarea pentru slujba de sfințire. Rânduiala sfințirii a cuprins citiri din Apostol și din Sfânta Evanghelie, iar în cadrul celor trei opriri, locașul de închinăciune a fost uns cu Sfântul și Marele Mir și stropit cu aghiazmă. Soborul a intrat apoi în biserică pentru a târnosi Sfânta Masă din Sfântul Altar. În piciorul Sfintei Mese s-au așezat, așa cum este rânduiala, fragmente din moaștele Sfinților Mucenici. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vizier bunătăților și dădătorului de viață, se caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă astăzi. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi încuiată și nu se va deschide, și niciun om nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat prin ea. Vremea aceea venind Iisus în părțile Cezarei lui Filip, îl întreba pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Se sfințește această biserică cu hramurile Sfântului Ierarh Spiridon și Elena. Marta însă se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei și Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iisus le-a răspuns, v-am spus și nu credeți, lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine, dar voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oile mele. Vrednicește în ceasul de acum să săvârșim fără de o sândă sfințirea acestei biserici care s-a zidit spre lauda slavei tale și spre a noastră mântuire. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile zilele veșnice. Veșnică pomenire ctitorilor Sfintei Bisericii acesteia. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin.
lumina lui Hristos luminează tuturor. Părintele episcop Nichifor Botoșăneanu l-a adresat un emoționant cuvânt, ascultat cu mare atenție de întreaga audiență, în care a menționat că biserica se întemeiază pe lucrarea de credință a omului. Biserica este întemeiată pe moașe de mucenic, pe mărturia celui care și-a dus până la capăt credința, până la moarte. De aceea facem procesiune cu moașele Sfinților Mucenici. În canonul al șaptelea, al sinodului al șaptelea ecumenic se prevede ca în fiecare altar să fie prevăzute sfinte moaște ale sfinților care au mărturisit credința. În primele veacuri creștine, bisericile se zideau pe mormintele mucenicilor, acum avem câte o bucățică din moașele lor, ca semn că Biserica lui Hristos se întemeiază pe lucrarea de credință a omului. Vedem în morțile mucenicilor că sunt înspăimântătoare. Oameni care și-au trăit credința frumos, precum Sfântul Gheorghe, Sfânta Ecaterina, și toți mucenicii pe care îi pomenim și-au trăit credința din plinătatea inimii lor, sfârșesc cu o moarte foarte dureroasă pentru noi, înspăimântătoare. Unora tăindu-li se capul, precum și Sfântul Apostol Pavel. Tăiați cu fierăstrăul, precum un mare proroc. Arși, aproape că te înspăimânți. Aceasta este răsplata pe care Dumnezeu o dă aleșilor săi. Sfântul Ioan Botezătorul cu capul tăiat. Dar ce vedem? Când toate aceste morți, pe ochii lor nu se citea nici disperare, nici lingușire, nici dorință de a scăpa de această moarte. Din contră, un mare mucenic, în secolul III, care urma să fie mâncat de lei, atunci când ucenicii săi voiau să oprească această nedreptate, spunea, nu, lăsați-mă să ajung greu curat, fiind măcinat de dinții fiarelor. Pentru că înțelegeau că și în această moarte Dumnezeu pune un har mare. De aceea ne adunăm în număr mare, pe de o parte să împărtășim această bucurie, pe de altă parte, ca și noi să primim putere prin această lucrare. După rânduiala pe care o avem noi în Biserica Ortodoxă Română, după sfințirea bisericii, ne închinăm cu toții prin Sfântul Altar, deopotrivă bărbați, femei și copii, urmând ca după prima liturghie în altar să intre doar clericii care se vârșesc cele ale liturghiei, cele ale Domnului, să ne bucurăm de această zi. Pe un podium special amenajat în incinta ansamblului parohial a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către cei doi ierarhi. La strană, răspunsurile au fost oferite de către un grup de psalți din Iași. Oamenii veniți din mai multe sate învecinate au asistat la slujbă, s-au închinat în Sfântul Altar, iar o parte dintre aceștia au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos la momentul potrivit. Starea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Deci Sfântă Biserica aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și ai primit pentru mântuirea noastră pentru păzii Sfânta Născătoare cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Ca să judece lumea, Dă-i nouă astăzi și iată nouă
greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel micărat. În predica rostită după citirea Sfintei Evangheliei din duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Antonie a făcut referire la importanța zidirii unei biserici. Deci în biserică, în acest spațiu, noi suntem chemați să lucrăm la propria noastră înviere, prin participare la Sfintele Sfântului, prin mărturisirea la partea noastră, prin părtășirea pe Sfintele Taine. Deci toată lucrarea care o facem noi în biserică, dar și în afară bisericii, este o lucrare la propria noastră mediere. Și aceasta durează până în momentul trecerii din această viață. Deci trebuie să avem această conștiință că în fiecare suntem chemați să lucrăm în vierea noastră. Sfântul Nicolae de Cabasila, la fel referindu-se la biserică, a spus că este anticamera Împărăției Lui Dumnezeu. Deci noi că suntem în biserică, suntem practic aproape de Împărăția Lui Dumnezeu. De adevărat, intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu depinde de pregătirea noastră a fiecare. Sfântul German al Constantinopolului, la fel referindu-se la biserică, a spus că după sfințire, biserica se înseamnă sau este cerul coborât pe pământ. Deci să învățăm din ziua de astăzi că acest cântlătaș care îl avem aici este rânduit pentru ca să ne ajute pe noi să mergem pentru viața veșnică. Părintele Florin Călugăru, protopop al protopopiatului Iașuno, a citit Hrisovul de Sfințire și a apreciat munca preotului paroh Ioan Amarandei, a familiei, a enoriașilor și a ctitorilor. Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, între anii 2021 și 2023, a fost restaurată și înfrumusețată biserica cu hramurile Sfântul Ierarh Spiridon și Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena din parohia Alexandru cel Bun, comuna Vlădeni, protopopiatul 1 Iași, județul Iași. În cadrul lucrărilor s-a intervenit asupra fundației pridvorului, efectuându-se un tratament de hidrofobizare. Fațada a fost reparată și văruită, s-a recondiționat și vopsit tabla de pe acoperișul bisericii, s-a înlocuit tâmplăria veche cu o alta din lemn stratificat, curtea a fost amenajată cu trotuare, iar gardul ce o împrejmuia a fost înlocuit. Piciorul Sfintei Mese, pe cele patru laturi, a fost îmbrăcat în tehnică mozaic, pardoseala a fost placată cu travertin și s-a recondiționat iconostasul concomitent, s-a purces la înnoirea instalației electrice, a sistemului de încălzire și a candelabrelor. Împreună cu lucrările realizate la Biserica Parohială, s-a construit și o casă socială, utilată și dotată cu cele necesare, iar la etaj s-a amenajat un apartament parohial. Pe lângă acestea, s-au mai construit un lumânărar și o anexă cu subsol, având rol de cameră tehnică, iar fântâna de la poartă, ce face parte din ansamblul parohial, a primit o nouă înfățișare. Ostenitori la bunul mers al tuturor acestor lucrări a fost preotul paroh Ioan Amarandei, sprijinit de domnul epitrop Luca Mihai, membrii Consiliului și Comitetului Parohial, de Primăria și Consiliul Local Vlădeni, de Arhiepiscopia Iașilor, dinpreună cu toți donatorii și enoriașii parohiei. Slujba de sfințire a fost săvârșită de către
preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, și preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de protopopul protopopiatului 1 Iași, preot Florin Aurel Călugăru, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în anul Mântuirii 2023, luna septembrie, în ziua a 10-a. Binecuvintează, Doamne, ectitorii, binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acestui sfânt locaș. Amin. În ultima vreme, drumurile mele au ajuns foarte des aici, în această parohie micuță, dar harnică. Așa cum citeam în actul de sfințire, s-au realizat multe lucrări și, într-adevăr, nu puține, ci multe, și vreau să vă mărturisesc că tot ce vedeți aici este făcut nu de o echipă de meșteri de pe un, nu știu unde, aduși de undeva, ci tot ceea ce vedeți că este lucrat aici, de la poartă încoace, fântână, gard, trotuare, biserică, Sfânta Masă, sunt lucrate în special de mâna părintelui paroh. El este cel care, sau prin mâna căruia au trecut toate aceste lucrări, ajutat de o mână de oameni inimoși, cum rar am văzut în alte parohii. Am vizitat multe șantiere și vizitez multe șantiere și n-am văzut nicăieri atâția oameni, mai ales că este o parohie și o comunitate foarte mică, până într-o 150 de familii, n-am văzut nicăieri atâta dăruire și atâta prezență și atâta dragoste din partea acelor câtorva credincioși pe care părintele îi știe foarte bine și pe care i-am învățat și îi cunosc și eu, și am rămas impresionat de dăruirea și dragostea și devotamentul părintelui. Părintele a fost aici prezent, să știți, zi de zi. Cred că de un an de zile părintele în fiecare zi a fost aici prezent și tot ceea ce vedeți s-a făcut și a trecut prin mâna lui. N-a fost lucrare la care să nu mă sune, să nu mă întrebe, să nu-mi trimită o poză, să nu iau binecuvântare. De fiecare dată ne-am sfătuit ca lucrul acesta să fie, lucrul lui Dumnezeu să fie cel mai frumos. Așadar, iubiți credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu, mulțumim Maicii Domnului, mulțumim Sfântului Spiridon, Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii acestei Sfinte Biserici, felicităm pe Părintele, pe Doamnă Preoteasă, pe copii, pe dumneavoastră, dragi uriași, și pe toți cei care, cu munca, cu dragostea, cu jertfa dumneavoastră, ați contribuit. În semn de recunoștință pentru osteneala depusă, preotul paroh Ioan Amarante a primit rangul de iconom stavrofor. Episcopul vicar al eparhiei Iașilor a vorbit la final despre Sfânta Împărăteasă Pulheria, pomenită în calendarul bisericii noastre pe 10 septembrie, iar apoi a transmis binecuvântarea în al preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. 450 și 30 septembrie, Sfânta Pulheria avea să treacă la Domnul, fiind numită a doua Elena, iar Marchian al doilea împărat Constantin, noul David și următor Sfântului Apostol Pavel. Avea să mai trăiască 4 ani și să ajute Imperiului de răsărit să-și trăiască dreapta credință cu slavă în numele lui Dumnezeu. Singura biserică din țara noastră care are acest ram se află lângă Târlău, în comuna Cărcovaci. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem în pilda acestei împărătese statornicia în credință,
și să înțelegem că în orice demnitate am fi, dacă alegem să slujim lui Dumnezeu, ne poate fi și greu, dar în primul rând, Dumnezeu va scoate dreptatea noastră. Încât fiecare dintre noi, preoți și credincioși, primari, în orice demnități am fi, să înțelegem puterea dreptei credințe și că Dumnezeu, cred cum spune, scoate adevărul ca lumina la ideal. Ne bucurăm pentru o biruință care a fost și astăzi. Biruința hărniciei, biruința gândului bun a Părintelui, care a dus ca această biserică să-i fie noi. Te mulțumim lui Dumnezeu și prin rugăciunea pe care am făcut-o acum, rugăciunea liturgică prin care a primit rangul de iconom stavrofor, exprimăm mulțumirea și binecuvântarea mea preasfințitului Părinte Teofan pentru lucrările frumoase pe care le-a făcut Părintele împreună cu familia sa. Și am văzut lacrimi și încordare de recunoștință care arată multă muncă a soției și a copiilor. Persoanele care au contribuit la edificarea bisericii din Alexandru cel Bun au primit distincții de vrednicie din partea Centrului Eparhial Iași. Părintele paroh Ioan Amarande i-a mulțumit tuturor pentru că au fost părtași la acest moment istoric al parohiei Alexandru cel Bun. Este momentul încununării unei munci susținute, nu a mea, cât a celor care mi-au fost aproape și m-au ajutat. Pentru că n-aș fi putut face toate acestea fără ajutorul dumneavoastră, acelor puțin, dar buni, credincioși, drepți și cinstiți. Iar dacă ar trebui să pornim dintr-un început cu mulțumirile, cele din timp mulțumirea trebuie adusă lui Dumnezeu. Cel ce este începutul și sfârșitul Alfa și Omega. Așa că dăm slavă lui Hristos Domnul, că astăzi primește biserica înnoită, să-i fie mireasă, așa cum spune, dacă tu să ieși mireasă biserica. Mulțumim, aducem și tuturor celor care ne-au fost în preajma. Mulțumim în altă sfinție sale, Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, că ne călăuzește pe calea spre mântuire, în lumea aceasta plină de greutăți, de încercări, de vicisitudini, dar având suficient ocrotirea sa, ne îndreptăm către mântuire. De asemenea, mulțumim pe Sfinților voastre, Părintele Nichifor, că ne purtați rugăciunile pe Sfinție voastre, ne sunteți aproape și treceți cu îngăduință toate greșelile noastre. Mulțumim tuturor, sunteți mulți, nu vă pot da să vă enumăr pe toți, dar sunteți în inima mea și fapta dumneavoastră este scrisă în Cartea Vieții și este văzută de Hristos Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, pace și bucurie și gândul cel bun și fapta cea bună să o înnoiți mereu. Și bineînțeles că toate acestea se vor reîntoarce în casa și în familia dumneavoastră ca binecuvântare venind la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna însoțește gândul bun al omului și cu binecuvântarea sa. Și vă mulțumim pe Sfinților voastre. Potrivit Hrisovului de Sfințire, biserica cu hramurile Sfântul Ierarh Spiridon și Sfinții Împărați Constantin și Elena a fost restaurată și înfrumusețată între anii 2021-2023. În aceeași perioadă s-au întreprins și alte lucrări la ansamblul parohial.